Încep cu Italia, în fața antrenorului Stefano Pioli. Prima repriză a meciului Parma-Udinese a fost excepțională pentru cei doi români. În minutul 2, Vali Mihailă i-a dat pasă de gol lui Del Prato, iar în minutul 43, Denis Man a dat și el o pasă de gol lui Boni. Era 2-0 la pauză. Din păcate, Udinese a întors-o pe Parma 3-2. Și tot din păcate sunt ceva probleme cu Vali Mihailă. A fost accidentat, a avut nevoie de un membru din staful medical pentru a ajunge pe bancă. Se sprijinea de oficialul Parmei. În cursul dimineții va fi supus unui control amănunțit, probabil deja a fost supus. Tot urmăresc informațiile din Italia. Deocamdată nimic, să sperăm că nu e nimic grav în ce îl privește pe Vali Mihailă. Iată o imagine pe care am primit-o în această dimineață de pe site-urile din Italia. Man a fost înlocuit în minutul 70, Mihailă în 88. Notele, Man a primit 6,5 cu explicația assist pentru Boni și mare calitate arătată în zona finală a terenului în atac. Păcat că a fost înlocuit, scriu italienii. Mihailă, nota 6, a început bine, acțiuni frumoase, s-a stins pe măsură ce trecea timpul. După 13 ani, Udinese e pe primul loc după ce a bătut-o pe Parma. Trecem în Spania și de acolo, de fapt, toată rubrica e plină de români. Vedeta serii în Spania a fost românul Andrei Rațiu. Presa e plină cu fotbalistul român. Rațiu a marcat aseară primul gol în campionatul spaniol, a contribuit la primul succes al lui Rayo acasă, 3-1 cu Osasuna. După meci, Rațiu a explicat gestul surprinzător de bucurie după gol, când s-a tăvălit pe spate și a făcut cu mâna dreaptă un semn în sus, afișând un imens zâmbet. I-am dedicat fiicei mele golul, mereu mă salută astfel, a zis Rațiu. Fundașul român a mai spus că era vitală victoria după ce pierduse în ultimul minut cu Espanyol, eșec care a durut tare mult. Twitter-ul a explodat efectiv, am căutat câteva reacții ale fanilor. Unul dintre ei a spus: Rațiu, printre senzațiile Euro 2024, nu trebuie să ne surprindă prestațiile lui, o binecuvântare pentru că Rayo l-a păstrat, un jucător care ar fi putut fi de mult în Premier League. Un altul a scris: Rațiu ar putea fi titular ca fundaș dreapta în orice echipă din lume, complet pe ambele faze de joc. Foarte competitiv în defensivă, i-a făcut pe atacanți celebri să sufere, iar în atac ajunge imediat în careu. Aseară Rațiu a dat un gol, a avut cele mai multe pase reușite în terenul advers, 32, 47 din 50 de pase reușite, a câștigat 8 din 13 dueluri. Încheie cu mesajul altui fan: respect lui Andrei Rațiu pentru că îmbracă în continuare acest tricou după ce a fost printre cei mai buni la Euro și chiar dacă a avut multe oferte, a hotărât să rămână la clubul care oferă șansa să joace în Primera Diviziune. Ne întoarcem în Italia cu o declarație. Mircea Lucescu, de altfel, de fapt a dat un interviu întreg în presa din peninsulă. Bucuria mea de a reveni, mai ales ca selecționer al României, este enormă. M-a cerut lumea, nu puteam refuza. Iată câteva declarații date în această dimineață de selecționerul nostru. Doar scuză-mă, doar atâta vreau să spun că presa din Italia, apropo de Mihail, avansează chiar un scenariu terifiant, ruptură de ligamente încrucișate, să știi. Asta, da. Asta avansează ziarele din Italia. Nu este sigur, dar mă rog, eu spun ce spun ziarele din Italia, ceea ce înseamnă sezon terminat. 6-7 luni. Da, te rog. Da, să sperăm că tocmai de aceea nu m-am lansat. Sunt speculațiile apărute după meci, văzându-l pe Mihail, aștept totuși în speranța că informația oficială va fi cu totul alta după examenul din această dimineață. Da, te rog, zi ce spune Mircea Lucescu. În 90, Corioni m-a sunat de mai multe ori, dar Anconetani a fost mai deștept și mai iute. L-am văzut sosind la Titograd cu contractul în mână și nu a plecat până nu am semnat. Am semnat cu Inter, dar Morati a făcut greșeala de a spune publică la sfârșitul anului: vine Lippi. Toată lumea vrea să joace, a fost un haos. Când mi-am dat seama, m-am dus la președinte să-i spun că îmi dau demisia. Și-a dat seama de greutățile mele, a vrut să-mi plătească integral salariul cu orice preț. Cu adevărat o persoană grozavă, vorbea de Morati. Acum nici nu știi cine sunt președinții. Fotbalul era mult mai frumos înainte. Mircea Lucescu a vorbit și de meciul Boloniei cu Shakhtar. Mi-a fi plăcut să fiu pe stadion. Ucraina e a doua mea țară. Când faci meseria asta și câștigi chiar și într-un mic sat din lume, îl consider cel mai frumos. Imaginați-vă cum văd eu Ucraina după ce am câștigat la Shakhtar și la Dinamo Kiev. S-a schimbat însă foarte mult treaba acolo, după începerea războiului au plecat brazilienii, dar dacă aș fi la Bologna aș rămâne foarte atent, pentru că Shakhtar are jucători buni, talentați. Mircea Lucescu a făcut propuneri pentru manageri italieni, Sudakov și Mativienko, de la Dinamo îl propun pe Șaparenko și Vanat.
iar din România, a spus Mircea Lucescu, l-aș recomanda în Italia pe Darius Olaru de la Steaua, care poate fi atât mijlocaș ofensiv, cât și mijlocaș defensiv. Așadar, Mircea Lucescu îl propune pe Olaru cluburilor din Italia. Florinel Coman a debutat aseară în Champions League, în Asia. Al Garaf a pierdut în Iran 3-0 cu celebra Estiklal din Iran. Am zis Irak? Iran, le spuneam Iran. Adică da. O echipă din Iran le-a dat 3-0 la miliardari. Da. Bine, este clar, e o echipă de top în Asia. Ok, da. Tot din Iran rămâne. Așa este. Coman a fost titular, în minutul 74 a fost înlocuit când era 1-0. După ieșirea lui Coman a mai primit 2 goluri. Echipa pe 1 octombrie, Catarezii joacă acasă cu Al Ain din Emirate, antrenată de Hernan Crespo, care cred că a fost la cursurile de antrenor și a învățat exact ce a învățat și Florin Gardo și îl felicit pentru că face acele cursuri. Sperăm, eu sunt la curs de manager sportiv. Bine, adică să faci legătura între antrenor și... Da, deja nu te mai gândești la antrenor, am înțeles. Nu, e legătura între antrenor și palat, e inteligența artificială. Da. Cosmin Olăroiu debutează astăzi în Champions League împotriva unei echipe din Tajikistan, tot Esteghlal. Meciul începe la ora 19. În conferință de presă, Olăroiu a spus că adversarul este unul înverșunat, s-a mai confruntat cu el, dar majoritatea jucătorilor nu erau atunci și trebuie să se adapteze. Trebuie ca jucătorul să reprezinte clubul într-o manieră onorabilă. Venim cu 3 tineri achiziționați, jucători de viitor, jucăm pe un teren artificial, să sperăm că ne vom adapta, chiar dacă o săptămână special ne-am antrenat la noi acasă pe sintetic. Astăzi începe Champions League și în Europa. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare să vadă prestația lui Mbappé la Real Madrid. Se știe că Mbappé se judecă în această perioadă cu Paris Saint-Germain pentru a recupera 55 de milioane de euro, salarii neplătite 3 luni. Cu toate acestea, aseară Mbappé a făcut un gest fair play, a postat următorul mesaj: mi-e foarte foame de mult mai multă performanță, sper să o am la Real Madrid. Mulțumesc însă foștilor colegi de echipă și staffului de la Paris Saint-Germain care m-a dus până aici. Ne vedem mâine la Madrid, da, a zis. Vrăjeală, cât caz. La final am să vă spun și despre banii acestei ediții din Cupa Europene. UEFA a anunțat în această dimineață că oferă un total de 2.467.000.000 de... Cât? Un total în Champions League, 2.467.000.000. În Europa League, 565 de milioane, iar în Conference, 285. Fiecare victorie în Champions League... Deci total, total peste 3 miliarde? 3 miliarde. Cam așa, 3 miliarde 400 undeva, toate cele 3 competiții. Da, o victorie în Champions League, 2,1 milioane, egalul 700 de mii. Cât e o victorie? 2,1 milioane de euro. 2 milioane 100 de mii de euro. O victorie în Champions League. Așa. Da. Calificarea în optimi, 11 milioane, în sferturi 12 milioane și jumătate, în semifinale 15 milioane, calificarea în finală 18,5 milioane, câștigătoarea mai primește un bonus de 6 milioane și jumătate. Eu am calculat 62 de milioane primești, fără să calculezi ce se întâmplă în prima fază care începe azi în faza grupelor, numai din calificări. La final, de fapt, acela a fost finalul. Mă gândeam că mă întreb dacă am ceva și am... Stai, și victoria în Europa League, cât e victoria în Europa League? Nu am această informație, am căutat-o, din păcate nu am această... În jur de 400-500 de mii. 500 de mii, da. Da, Gabi. La numai 18 ani, brazilianului Real Madrid, Enric s-a căsătorit cu iubita lui, modelul Gabriel Miranda. Hendrik le-a spus părinților că vrea să devină tată tânăr ca să aibă timp să stea mai mult cu copilul. Probabil se gândește să joace mai puțin la Madrid. Hendrik și Miranda sunt împreună dintr-un pariu. S-au întâlnit la un mall, ea nu a știut că el e fotbalist, au petrecut 2 ore văzând un meci, au pus pariu pe cine câștigă, iar Hendrik a câștigat cu iaba, a câștigat acel meci și a obținut o nouă întâlnire transformată ulterior în dragoste. Ei s-au căsătorit aseară. Hendrik are 18 ani. Iar Gabriel e mai mare decât el, dacă am înțeles bine, cu 3 ani. Casa de piatră, să fie fericit. Casa de piatră, exact. Bine, da. Gabi, mulțumesc.